Un tânăr din Târgoviște a amenințat că se aruncă de la etaj. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și s-au pregătit pentru cel mai negru scenariu. Timp de 10 de minute, polițiștii au negociat cu bărbatul care voia să-și pună capăt zilelor. În cele din urmă, au reușit să-l convingă să se predea. Ce bine că plouă! Plouă! Nu, nu, nu! Tânărul care a pus pe jar autoritățile a fost reținut de poliție și dus la spital pentru un control medical. Era agitat și vorbea incoerent. Autoritățile nu exclud acum varianta ca bărbatul să fi consumat droguri.